Deși termenul legal de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală este până la 31 martie, recomandăm tuturor persoanelor neangajate și neasigurate de guvern să-și asigure sănătatea în prima lună a anului. Statutul de asigurat medical a fost prelungit încă cu o lună pentru persoanele care au achitat prima în sumă fixă. Respectiv, aceasta va expira pe data de 31 ianuarie. După această dată, nu veți mai avea statut de persoană asigurată. Asigurați-vă în luna ianuarie, pentru că, indiferent ce se întâmplă, veți fi sigur că în orice zi veți putea beneficia de servicii medicale, de intervenții chirurgicale, de spitalizare gratuită, de o listă largă de medicamente compensate. Prima de asigurare medicală pentru anul 2024 este în valoare de 12.636 lei. Dar atenție! Cei care vor achita prima până la 31 martie pot beneficia de unele facilități. De exemplu, deținătorii de terenuri agricole vor achita 1.014 lei. Întreprinzătorii individuali, fondatorii de gospodării țărănești, deținătorii de patentă de întreprinzător, 2.028 lei. Iar cei care desfășoară activități independente vor achita 1.622 de lei, pe când suma integrală a primei este peste 12.000 de lei, pe care ei, începând cu 1 aprilie, vor fi obligați să o achite. Cei care nu se asigură în termenul legal vor plăti după 1 aprilie cei peste 12.000 de lei și o penalitate pentru fiecare zi de întârziere. De exemplu, dacă ai hotărât să te asiguri în luna iulie, vei achita în jur de 14.000 de lei. Pentru fiecare zi de întârziere, penalitatea constituie 12,64 lei.